Chiar dacă afară sunt în mod constant peste 35 de grade Celsius, pescarii de competiție nu stau în casă la aer condiționat. S-au strâns la începutul acestei săptămâni la Moara Vlăsiei 2 pentru prima ediție a Cupei RB Baits, organizată de prietenul emisiunii noastre, Radu Bădică. Echipa mincinoșilor a fost prezentă la acest eveniment, de unde venim pentru dumneavoastră cu secrete ale tehnicii de concurs. Nu ne grăbim să ajungem însă la MV2, pentru că mai avem de făcut un mic ocol. Dăm o fugă în delta Dunării, spațiu unic și mirific, un loc din care niciun iubitor de frumos nu trebuie să lipsească în sezonul estival. Venim cu juvelnicele pline, imediat, doar aici, la Antena 2. Este greșit să spui că nu mai este pește în delta. Mergând și văzând, lucrurile stau altfel. Gospodarul, pescarul care este autorizat, el intră cu autorizație în delta și el nu-și va bătea joc niciodată de natură. Cel care are 7 ani de acasă, cum se spune, cel care primește turiști, are 2, 3, 4 perechi de vintiri, poate și un talian, poate prinde și la undiță. El își ia strictul necesar, el n-are de ce să facă stocuri. Mă gândesc pescarul, deci omul care face turism. Nu iau în discuție, că nu este treaba mea acum să discut despre braconieri, despre abuzuri și așa mai departe. Se întâmplă. Spre părerea mea de rău, se întâmplă. Și parcă ai un gust amar atunci când prin căi poate legate de profesie, poate legate de, eu știu, de informațiile pe care le ai, afli că se braconează cu scule electrice. Nu se poate așa ceva. Este inadmisibil. Localnicul nu va folosi niciodată asemenea instalații pentru distrugere. Niciodată. Vă spun că ei au foarte mult bun simț. Și repet, și cred că așa va fi. Cât vor fi localnici, va fi respect pentru natură. Iar eu, dacă aș fi într-un organism care controlează aplicarea normelor europene la un moment dat în delta Dunării, mi-aș atrage pe localnici. Ăștia sunt primii paznici ai protecției naturii. N-am nevoie eu de informatori, dar el poate să facă educație în delta. Când îl vede pe ăla că și instalează sculele electrice, poate să-i atragă atenția. Adică fără să fie incisiv și fără să îl determine să recurgă la acte necugetate. Cu eleganță, nu este permis așa ceva. Există o categorie de oameni care doresc confort. Iau cunoștință de faptul că aici asigurăm confortul necesar, că atunci când vorbim că locația noastră este de 4 și de 5 stele, deci cea care am realizat-o în 2005, și am dezvoltat-o în 2013, iau cunoștință direct din pliante, din site-ul nostru, că putem oferi condiții de 4 și 5 stele. Aici vine cu autoturismul, parcarea este păzită, deci omul stă în siguranță, nu există niciun fel de amenințare de niciunde. Nu este zonă industrială și așa mai departe. În special, familiile cu copii se bucură de piscină. Lucru care, spre părerea mea de rău, nu se întâmplă în delta. Nu sunt piscine. Dacă vrei să te scalzi, o faci într-un canal și atenție mare. Cu vestă de salvare. Nu știi ce se întâmplă. Ori aici sunt condiții de siguranță. Se lasă autoturismul aici și sigur că se răsfoiesc pliante legat de posibilității din delta. Personalul nostru poate furniza tot felul de informații. Și după părerea mea, un sejur înseamnă și deplasare pentru a cunoaște arheologia, începând cu cetatea Istria încoace. Apoi, vă spuneam, degustările de vin, mănăstirile ortodoxe și slave pe care le avem. Pentru că foarte mulți reprezintă o surpriză
bisericile slave de la noi. Adică există multă toleranță. Aici trăiesc turci, trăiesc romi, trăiesc bulgari, trăiesc greci, italieni și așa mai departe. Este o toleranță extraordinară. Este bine să-i vezi acolo. Pentru că pentru foarte mulți reprezintă o surpriză. Zice, cum trăiți voi aici? Ce limbă vorbiți? Păi vorbim toți limba română, dar fiecare își urmărește tradiția. Să fie clar chestia. Ah, și cei mai numeroși și pentru care am toată admirația, populație macedoneană, care sunt oameni tenace, foarte buni în afaceri, abili în afaceri și muncitori. Un aspect deosebit de important al acestei zone și o atracție pe care destul de puțină lume o cunoaște, doar o bănuiește, este arta culinară de aici. Da. Dați-ne câteva exemple despre ceea ce puteți să oferiți dumneavoastră și ceea ce cer clienții care vin aici. Dacă eu am informația că la Mila 23 cel mai mare succes l-a avut borșul pescăresc, mă gândesc când vin acasă, ce fac eu pe lângă borșul pescăresc, pe care trebuie să-l fac și eu în aceeași manieră, să mă gândesc să fac și o plachie, să mă gândesc să ofer turistului un crap la cuptor, după formula mea, să ofer ceea ce n-am văzut acolo, chiftele de pește și... Ceea ce îmi place mie foarte, foarte, foarte mult este scordoleaua, este acel pește sărat care se fierbe odată cu cartoful acela în coajă și alături mușdei și sarica de niculițel alături. Bună ziua, sunt bucătarul șef al complexului turistic Steaua Apelor și astăzi am să vă prezint o rețetă specifică locului, musacaua de pește. Pentru aceasta avem nevoie de următoarele materii prime: cartofi, vinete, dovlecei, cașcaval și, bineînțeles, pește. Ca și condimente, sare, piper, oregano, oțet balsamic, aceto balsamico și ulei de măsline. Ca operațiuni preliminare au fost pregătirea cartofilor, pe care i-am fiert în coajă, în apă clocotită. I-am fiert pe jumătate, după care au fost decojiți și tăiați felii, ca la musacaua pe care o cunoaștem. Legumele, adică dovleceii și vinetele, au fost tăiate rondele, făcute la grătar, după care au fost condimentate cu sare, piper, oregano și, la sfârșit, cu puțin mujdei. Bun. Peștele a fost fiert pe jumătate, în apă, sare, puțin vin, puțin usturoi și puțin suc de lămâie. Acestea fiind spuse, trece la etapa următoare, montarea musacalei în sine. În tava tapetată cu un unt, am făcut un pat de cartofi, cașcaval, dovlecei și vinete. După care am așezat compoziția de carne. Peștele a fost dezosat, fărâmițat, mai grosier, condimentată cu sare, piper, puțin usturoi, puțin vin alb. După care venim cu ultimul strat de cartofi, peste care vom rade cașcaval pentru introdus la cuptor și gratinat. Punem ultimul strat de legume, alternativ dovlecei, cartofi, vinete, după care radem cașcaval deasupra, un liezon din smântână și ou și întoarcem la cuptorul încins la 170-180 de grade. În smântână, ou, radem cașcavalul, amestecăm compoziția. Cu liezonul făcut, vom unge tava, după care vom introduce la cuptor pentru gratinat. Programăm cuptorul la 40 de minute, 40-45 de minute chiar, și la o temperatură de 170-180 de grade. Au trecut cele 45 de minute, și musacaua este gata. Porția de musaca de pește are în jur de 250-300 de grame. Aceasta este musacaua de cartofi.
Specialitatea casei, specialitatea restaurantului Steaua Apelor. Suntem Bămoara Vlăsiei 2, este prima ediție a Cupei Verii. Un concurs cu puține echipe, de data asta doar cu 11 echipe, dar dintre cele mai bune sunt și foștii campioni mondiali Energy Brașov pe baltă și campionii actuali naționali de la Ovidius. E un concurs destul de puternic, este exclusiv la Boiles, se nădește numai cu bastonul de nădire și pot să spun că deja peștele a început să colaboreze cu pescarii. În astfel de concursuri, cel mai important e abordarea, cum începi. Întotdeauna e bine să, din punctul nostru de vedere, să începi cu nădiri ușoare, să controlezi ce pește este în zona de pescuit. Noi am început cu nădiri ușoare, din oră în oră. Important e povad mereu să fie bile proaspete, în diverse stadii de descompunere, față de cele care sunt date înainte. Am început cu, în prima zi am nădit în jur de vreo 5 kg de boiles, dar treptat, din oră în oră, gen câte două mâini la fiecare oră și în cursul nopții am folosit același tip de nădire. Am început partida de pescuit testând la ce îi place peștelui să mănânce cu un snowman, cu două bile solubile și cu o bilă fiartă de fund. La început a răspuns la solubile, dar peștii erau mici, erau de 3-4 kg, ținând cont că în concurs se cântăresc peștii peste 4 kg, am optat pentru bila fiartă și am continuat pescuitul pe fund, cum se spune. Am prins în total până acum 14 pești, o greutate undeva la 70 ceva de kg. Să zicem, până la prânz mai sunt puține ore să facem primele 24 de ore de competiție. În clasa mea suntem undeva pe locul 4-5, ceva de genul, și o să vedem clasamentul acum după finalizarea cântarului de dimineață. Ca în orice partidă de pescuit, e foarte importantă și montura. Noi folosim o montură cu fir de păr, o montură simplă, cu AC de 4, am început cu AC de 6, dar am scăpat peștele, este foarte nervos, acul de 6 e foarte subțire și am scăpat câțiva pești. Am trecut pe AC de numărul 4 și n-am mai scăpat pește. Să vă fac o montură. Folosesc un fir de 15 livre cu cămașă, snake bite. Firul de păr întotdeauna trebuie să fie moale, pentru asta curățăm o bucată din acest fir. Pentru acele cu ochet folosim montura nod fără nod. Matisăm undeva, să zicem, de 7-8 ori. Ne alegem o lungime. De obicei noi pescuim cu monturi de 25 de centimetri, ca să evităm în cazul că plumbul se scufundă în nămol, să rămână montura în afară. Din cauza că montura are 25 de centimetri, riscă să se încurce și atunci folosim un anti-tangle care protejează și vârtejul. Ne pregătim să prindem pește mare și mult. Cam aceasta ar fi distanța optimă pentru montura noastră. Facem un nod balama. Bine, nu e foarte util datorită faptului că este acoperit. Întindem un pic. Bun. Acum o să aranjăm anti-tangle-ul să blocheze un pic vârtejul, să fie fix, ca la aruncare, să avem un balans ușor doar lateral.
o să-i punem după asta un varniș de ghidaj care este foarte important. Multă lume ignoră importanța varnișului de ghidaj, dar el nu permite răsucirea acului în momentul când peștele, când peștele mușcă și riscul de a se agăța dintr-o laterală. Varnișul de ghidaj îl ajută să, să plece perfect pe buza de jos central. Am optat pentru firul cămașă, este și un pic rigid. Am nevoie în momentul când peștele doar se apropie de nadă, acul să-i sară repede în, în gură. Un concurs, e bine să schimba cele cât mai des. Deci cam așa ar arăta. Imediat o să-i punem și un boiles. Îi punem și un opritor de aceeași culoare cu boilesul, ca să nu trezim suspiciuni. Are distanță de 5 mm de la curba acului până la boiles, ca, moment, ca el să aibă o semi-mobilitate, să poată să îl ia întâi, să-l studieze, fără ca acul să se ridice. E, cam așa arată o montură de competiție. Să vedeți și cum lucrează, s-a înfipt un pic în, în carne foarte ușor. Abordarea cea mai importantă într-un concurs este localizarea. De foarte multe ori peștele se, la primul val de nădire se îndepărtează de malul unde, unde sunt pescarii. Noi plecăm cu un pat de nadă undeva în zona la 100 de metri, după care pescuim cu lansetele undeva la 120 de metri peste patul de nadă. Deci peștele când vine dinspre mal, întâi o să găsească boilesurile care sunt pe firul de păr la ace și după care găsește patul de nadă. În principiu pescuim cu două lansete peste pat și cu două în lateral. Cele din exterior sunt întotdeauna mai retrase. Deci dacă peștele vine cumva din lateral, să nu găsească un fir și după aia la celelalte monturile care am vrea noi să le întâlnească. Mare parte dintr-un concurs ține și de tenacitatea pescarilor. Cum își dozează efortul, e un concurs de 72 de ore. Sunt trei nopți în care dozăm efortul în așa fel încât tot timpul să ținem ritmul de nădire și ritmul de schimbat al lansetelor. În cazul că nu cade bine, nu este în zona cea mai propice, mai trebuie retrasă un pic și așa mai departe, schimbăm undeva la o oră jumate lansetele și la interval de o oră nădim. Bine te-am găsit, tăticule. Să te reținem după ele. Tatanițu, o legendă în desfășurare, în activitate încă, cu 30-40 de ani de pescuit, peste 100 de trofee, pescuit la staționar, pescuit la crap, un pescar fără vârstă și de valoare. Cum e, tăticule, încă un concurs? Mă bucur că mi-a dat Dumnezeu sănătate la anii mei și pot să particip la prima ediție de crap pe care tu ai ținut-o pe Moara Vlăsiei. E caniculă, e cald, e un concurs pe boiles. Da, probabil că e și într-o lună mai, când lumea mai pleacă la mare, la în alte părți, așa. N-am putut să ne adunăm prea multe echipe, dar în orice caz, sunt aici niște echipe de valoare. Campionii naționali, campionii mondiali. Exact, de toate felurile. Unii au prins mai mult, alții mai puțin, fiecare după puterea lui, dar deocamdată n-a trecut nici o parte din concurs și mai sunt încă două părți, se poate întâmpla multe. Acest lac după Moara Vlăsiei este destul de, nu știu ce se poate întâmpla într-o noapte. Exact. Întâmplat, fiind și pe calitate, cantitate, se schimbă repede și vedem, deocamdată suntem în luptă aici. Multe lucruri am învățat de la Tatanițu pe parcursul carierei mele de pescar. Ne cunoșteam după la Dervar. De la Dervar. La Dervar, prima oară m-am învățat să prind novac, Tatanițu. Exact. Exact, da. Și tot am umblat împreună și eu zic că e bine că ne cunoaștem, suntem prieteni, învățăm unii de la alții. Absolut. Și ce să zicem. Fier întins, tăticule. Mi-a părut bine. Pește la fel, mare și mult. Pentru săptămâna viitoare ne-am gândit să mergem la mare, doar vacanța este în toi și litoralul Mării Negre rămâne cea mai atractivă destinație.
Pe lângă o bălăceală sănătoasă în valuri și o porție serioasă de plajă, tot ne mai dorim și o partidă de pescuit la crab. Așa încât ne-am îndreptat spre Tatlagiac, lacul racilor, pentru o partidă de ciortani. Doar că, de data aceasta, am încercat să păcălim vigilența mustăcioșilor cu o rețetă de, hai să le spunem, boilesuri homemade, rețeta fiind una cât se poate de simplă. Deocamdată nu o dezvăluim, că doar până duminica viitoare nu mai sunt decât 7 zile. Până atunci vă recomandăm să aflați ultimele știri din lumea pescuitului autohton și internațional, tipuri de nade deosebit de atractive, noutăți de pe lacurile românești de pe site-ul nostru, pe care îl găsiți la adresa mincinoșii.ro. Forumul vă stă la dispoziție pentru orice fel de discuții, la fel ca și pagina noastră de Facebook, apreciată în acest moment de aproape 4.000 de mincinoși români. Ne revedem duminică, fire întinse tuturor până atunci și să aveți o zi excelentă în continuare alături de Antena 2.